Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O gândire politică deosebită și-au împărțit voturile între PSD, USR, AUR și PNL și, cum era de așteptat, niciunul dintre aceste partide nu a depășit pragul. Așa că în Consiliul Local n-a intrat niciun consilier din partea românilor. Dar iată că primarul din Sfântul Gheorghe, Antal Arpad, are acum o propunere pentru a rezolva măcar parțial problema, un consiliu consultativ. Bună dimineața, domnule primar! Bună dimineața! Puteți să ne explicați mai întâi de toate de ce credeți dumneavoastră că ar fi nevoie de acest consiliu consultativ? Eu consider că o comunitate atât de mare, cum sunt etnicii români în municipiul Sfântul Gheorghe, peste 20%, trebuie să aibă o reprezentare, dacă nu chiar proporțională, dar o reprezentare în Consiliul Local. Evident, îi reprezentăm și noi. Și eu am primit foarte multe voturi de la etnicii români din municipiul Sfântul Gheorghe și UDMR-ul îi reprezintă, dar totuși eu consider că este normal ca acele decizii care țin de cultură, de educație, chiar de buget, să fie discutate ori cu liderii partidelor democratice, ori cu acele persoane care au dorit să intre în Consiliul Local. Ei au totuși o legitimitate pentru că au primit un anumit număr de voturi. Faptul că n-au trecut pragul de 5% este o problemă, așa s-au împărțit voturile în municipiul Sfântul Gheorghe. Eu cred că vor învăța liderii partidelor din acest eșec și poate peste 4 ani vor forma o coaliție ca să intre cu siguranță în Consiliul Local. Foarte interesantă inițiativa dumneavoastră. Sunt curios dacă ați avansat-o și în discuții directe cu liderii comunității românești de acolo din Sfântul Gheorghe și ce v-au răspuns. Da, am discutat cu liderii celor 3 partide democratice și au fost deschiși la o colaborare. În cazul USR-ului, situația este un pic mai complicată pentru că liderul USR este etnic maghiar și din această perspectivă este posibil ca din partea USR-ului să vină în acest consiliu consultativ persoane care sunt etnici români. Până la urmă despre asta discutăm, despre o reprezentare etnică. Dar eu cred că o să găsim o soluție. Ne-am înțeles că ne vom întâlni în săptămânile următoare. Până la urmă, mandatul actualului Consiliu Local expiră undeva în luna octombrie. Noul Consiliu Local, noi consilieri își vor depune jurământul la începutul lunii noiembrie sau la sfârșitul lunii octombrie. Deci până atunci există o reprezentare, avem timp ca să găsim soluțiile necesare. Bun, sunt curios cum veți organiza asta, dacă aveți deja o idee, cum ați putea să organizați asta, inclusiv în baza legislației existente în momentul, adică evident legislația electorală din România și de organizare a administrației publice locale nu permite unor astfel de consilieri consultativi să aibă drept de vot în Consiliul Local, așa este și normal. Dar structura aceasta, ea ar urma să fie, e o structură ad hoc, cum ar funcționa? Când ați cere opinia oamenilor care ar face parte din această structură? Deci eu cred în principiul autonomiei locale și cred în autonomia culturală și vă dau un exemplu cum am procedat în mandatele anterioare. Eu acum o să încep al 5-lea mandat. Întotdeauna consilierii etnici români au fost minoritari, deci au fost între 1 și 5 consilieri locali din 21. Întotdeauna etnicii maghiari au fost majoritari, dar întotdeauna atunci când era vorba despre hotărâri ale Consiliului Local care vizau instituții de cultură sau instituții de învățământ ale comunității românești, întotdeauna m-am așezat la masă cu consilierii români și am spus, atunci când au fost 4, de exemplu, am spus, haideți, puneți-vă de acord și ceea ce votați voi 4 sau măcar 3 dintre voi, o să reprezentăm noi majoritatea în Consiliul Local, pentru că nu mi se pare normal ca etnicii maghiari să ia decizii care vizează comunitatea românească în ceea ce
ține de cultura comunității românești, de învățământul comunității românești. Asta înseamnă autonomia culturală. Noi aici, fiind majoritari, oferim această autonomie culturală comunității românești. Și același lucru se va întâmpla și de acum încolo. O să mă așez la masă cu aceste persoane, o să discutăm împreună și când vorbim de bugete, și când vorbim de finanțarea la proiecte culturale, la proiecte sportive chiar, dar mai ales când vorbim de instituții ale comunității românești, școli, teatre și așa mai departe, este normal ca această decizie să fie luată împreună cu ei. Dați-mi voi un comentariu personal, este remarcabil atitudinea dumneavoastră venită din partea unui om politic în această țară, unde politicienii care au majoritate, care dispun de majoritate într-un organ de decizie, în general nu sunt prea interesați de ce mai solicită minoritatea, dar încă o dată asta e o opinie personală. Acum mai am o întrebare, dumneavoastră, domnule Antal, sunteți fost deputat? Vedeți necesară și adoptarea unei legislații speciale pentru astfel de cazuri? Am avut o asemenea discuție cu câțiva colegi parlamentari de la UDMR. Nu vreau să mă antepronunț pentru că trebuie să analizăm din toate perspectivele și din foarte multe direcții o asemenea propunere, dar nu exclud să avem o asemenea inițiativă legislativă în Parlament. Căsăna, mulțumesc foarte mult, a fost în direct în deșteptarea primarul din Sfântul Gheorghe, domnul Antal Arpad. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.